Tradiția bisericii ne spune că după înălțarea lui Hristos la cer și după cincizecime, apostolii au tras la sorți și au mers în toată lumea pentru propovăduire. Atunci, acestui întâi chemat i-au căzut sorții să meargă în Bititinia, Bizantia, Tracia și Macedonia cu ținuturile din jurul Mării Negre până la Dunăre și Sciția, adică din Dobrogea noastră și până în Crimea. Însă au umblat în aceste locuri nu în grabă, ci în fiecare zăbovind și răbdând multe împotriviri și nevoi, pe toate biruindu-le cu ajutorul lui Hristos. Sfântul Andrei este unicul ucenic al Mântuitorului Hristos, care în drumurile sale de răspândire a Evangheliei a poposit și pe ținuturile noastre. Sigur că toată țara îl are ocrotitor pe Sfântul Andrei, dar noi, cei care suntem născuți sau care trăim în Dobrogea, avem o legătură specială aparte cu acest sfânt apostol. Este cel care a transmis ucenicilor noștri, înaintașilor noștri, învățătura dătătoare de viață, și fiecare pas pe care îl facem pe aceste pământuri, fiecare purtare pe care o avem și trăire pe care o avem în aceste ținuturi. Aproape 700.000 de români poartă numele Sfântului Apostol Andrei, potrivit statisticilor Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administrației și Internelor. Circa 340.000 de femei au fost botezate după apostol cu numele de Andreea, Andreea, Andra și derivate ale acestora, iar majoritatea bărbaților se numesc Andrei. Televiziunea Alfa Media le urează la mulți ani fericiți tuturor celor care poartă numele ocrotitorului României.